Rolio Sticks Leader și bine v-am găsit la un nou episod din Survivor Games. De data aceasta suntem alături de domnul Rafael și jucăm pe harta, habar n-am ce harte asta, e o hartă veche de tot, harta. Fortune Island, da, e destul de bună, pe mapa asta câștigam meciuri. 5%! Câștigam meciuri pe rupte, am mai jucat vreo 20 de meciuri, am întâlnit Teamer, Hacker și alte nebunii și mi-am adus aminte de ce m-am lăsat de Survivor Games, dar vreau să mă încurajați voi cu un like. Acum chiar că sunt tryhard și nu mai iert pe nimeni. Deci sunt teameri, hackeri, teameri, de toate. Teameri în deathmatch, tot ce doriți dumneavoastră. Dacă doriți puteți să intrați pe mâncăsâgâi să vedeți. Ai păscări? Am luat o barcă, dar pana mea. E bună barca. Aici pe mapa asta. Și rupe el space-ul. Rup space-ul pentru că sunt tryhard ultimate. Cel mai mare tryhard acum în jocul ăsta, pentru că mă supărai rău. Jucai un match, avuseram un match frumos de tot și făcurei team în deathmatch. Ia mori, mă. Să spui cum te cheamă. Am plecat. Îl urmăresc pe unul care are armură, vreau să-l omor. Și sare în apă? Încă nu. Hai că-ți mai dau una. Am luat armă, nu-s eu ăla. Nu. Eu dau un el și îl dă mine. Îl dă în altul, uite, pardon. Alfredo, ia vină mă încoa, Alfred. Alfred, vreau să-ți pun o întrebare pentru 1.000.000 de euro, ia să vedem. Înseamnă că nu rezistă așa, Alfred. Hai că vin și eu, Marius. Unde plecă mă ăla? Cum te cheamă, bă, tine? 866, PLU. PLU, mă? PLU. Parcă văd că se duse la șiloful la Irano. Văd că sunt la Vezi casa la aia. Vapor? Văd și văd eu barcă pe acolo. Da, nu, sunt la casa aia unde urci pe... Casa aia cu tier 2, spartă. Mm-hmm. Mă duc eu mai departe la munte. Stai mă, cam 10 săgeți, dacă prind pe cineva în apă e mort. E ilegal să se întâmple așa ceva. Eu nu mai știu pe unde sunt chesturile aici și am și uitat. Știu că era ăla de sar pe... Era unul aici sus, ăsta sus. S-a adus barca. A, decât niște pantaloni, nici nebun. Mamă, ce chestie este aia. Holy shit. Nu trebuie să iau damage aici, dar mă rog. E bine, mă rog, dacă te rogi. De-i bra, mă, aici era, mă. Frumos, chestul ăsta îmi place. Deci am fost nervoși cu Rafa, sunt foarte nervos. Tu muriși? Nu. Suntem nervoși pentru că așa ceva n-ai mai întâlnit niciodată. Bine, am mai întâlnit, da, acum mulți ani și ne uitasem. S-a dus cineva deja apărut asta în față, Rafaele? Vezi că eu sunt acolo, neti sub pământ. Și tragi de manetă sus. A, la naveta aia spartă? Nu. Eu sunt acolo la frunze, la ușa aia cu frunze, știi? Unde săream noi. A, în crater ăla? Păi vin acolo pe insula aia, nu e a ta aia? Ba da, eu sunt subteran. Sunt subtământ? Subtământ. Ok, hai mă, Rafaele, că pe ăsta îl câștigăm, mă. Avem și puterea abonaților, mamă. Dacă ei toți și vine un căcat de hacker care e și teamer. Nu vine mă, Rafaele, îți promit eu. Îmi promiți? Da. Ok. Ai chest plate de fier? Am de chain plate. Să urca porcul în barcă cu mine, mă. Mor, mă. Am venit, Rafaele, am te văzut pământ. N-are nimic. Oricum nu coboră, că urc eu acum. Sus, luați chesturile alea sus? Da. Toate? Ce știu? Bă, dau urât spame pe spațiul ăsta, mă enervează și pe mine. N-am ce să-i fac. Ăsta nu-l luași, mă, ești nebun? Da, n-am ce să iau din el decât o cască. Hai, ieși de acolo afară. Parcă te văd că nu ești acolo. A, tu ești ăla? Stai aici, hai să-ți dau ce-ți plăi tu. Adică poate nu lași chestul ăsta aici. Am luat, am luat. Nu, lași mă. Mor dacă mă arunc aici? Mhm. Pă bune?
Încearcă și tu. Hai mă, facem și noi team-ul. De-aia n-am și luat pe Rafael să facem team. Pentru că aici nu se mai joacă fără team. E groasă treaba. Ai o sabie de piatră? Mm-mm. Noi? Am pentru mine. Ok, hai da spawn. Hai să luăm bărcile astea pentru noi. Eu am barcă. Eu văd unul în față. Hai să-l mâncăm. Băgăm ia sângele. Dezbași multe sângele. În sabia. E creepy tox. Oh my god! Hai că fuge creepy. Păi el, Rafaele. Ia uite-l cum fuge, cum face parcureană. Parcurian în pomi. Să duc azi încă ora aia. Mamă, știe unde se duce băiatul. Să uite deja în spate, să gândește, mamă, ce le fac căsura. Vin ca câinii după mine. Bă, dar urâtă-i mapa asta, mă. Denivelat așa. Dacă intră în apă, e mort. Păi am și arc. Am 10 săgeți eu. S-a dus pe ușa aia, unde s-a dus? Nu, e în față aici. A intrat în apă. Cred că îl face giucuri de-astea și îi dau cu săgeata. Hai că mai dă de una. Ce faci, mă, tu amărătură? Îl sparge barca, mai zi nebun. Mi-am mai făcut unul așa, m-am dus cu barca lângă el, m-am dat jos și mi-a furat barca. Frumos aia. E troll. Am două iron, hai, hai repede la spawn aici. Doi iron, nu două iron. Este că doi. Două ai zis. Nu, nu are cum. Întreabă lumea, vreau să vă uitați la voi și să spuneți cât ping aveți, să-mi spuneți dacă e regulă să am pingul ăsta 107. Nu înțeleg dacă e prost pingul ăsta. Nu înțeleg de ce am pingul 107, chiar nu. Aia care au ping bune distrug efectiv, deci, zici că au hack, dar stau aici și unul îmi dă de la blocuri de acolo, la 5 blocuri îmi dă cu sabia. Și pe, chiar e din cauza pingului, fără glumă. Contează mult. Păi da, are conexiunea mai rapidă. Nu neapărat, are conexiunea mai aproape de unde e hostat serverul. Aia e. Dacă hostezi tu serverul, ai ping mic. Nu știu dacă ai văzut la ce second hostezi server sau ceva gen. Ai 0. 1. Conexiunea de jocuri e chiar 0. Foarte mic. Încă și o prăjitură, Marius. Sunt curios dacă mai lăsară ăștia ceva. Mai ții de când am defrișat pădurea pe holiday? Mhm. Era sărbătoare atunci. Ai o cască mai bună? Nu. Hai să fac niște săgeți, mă. Dacă tot am astea. Acum în România, Marius, ai putea face Netflix and chill. Nu, no, nu. No. Pentru că s-a lansat Netflix. Hai să căutăm, vină cu eu vreau să fiu kebab gaming. Eu vreau să fiu pate gaming. Dă-i elea, dă-i ela. Salutare tuturor, sunt pate gaming și... Bă, mă, șmecher nume de pate sau kebab. Salutare, nu. Salut pateuri și paterițe. Mamă, ce miște asta. Eu aș mânca pateul înainte de fiecare... Uite, la face parcurul acolo. Unde? Acolo la turnul ăla, văzi pe cineva că face parcur acolo. Aha, hai. Văzut și tu? Hai să mâncați aici mustața aia pe care nu mai ai. Văzut și tu pe cineva? Iată, doi sunt! Da, mai văd în stânga. Sau la... Sunt doi și unul la... Mai și stânga. Ia să urcăm fântână. Ia, ce e fântâna asta? Fântâna cu minuni, cred că ți îndeplinește dorința. Bă, ești prost? Știi, ești mecherie asta. Asta ne bate pe mâncare. Da, te mori. Oh my god, oh my god. Sunt oh doi god. Acolo, în stânga, i-am văzut. Nu poți să iau itemele. Așa, tu ești asta? Nu, e... Cum mă, nu poți, dacă mă bag eu repede. Vezi că te încetinește cumva. Chiar că. Oricum am mărd de aur. Mi-am pus textura Fateful HD 64. Ai sabie de iron? Nu prea. E aici. Eu ca să batem pe ăștia în stânga. Vino aici că îi văd eu un copac, nu-l vezi aici? Nu, dar l-a văzut pe ăla când făcea parcur cu colțul. Gata.
Hai mă, că e al nostru ăsta, Rafael, îl simt. Ce facem ăla în copac? Ce facem ăla? Na, că l-am tăguit. Na, că i-am dat iar. Na, ce facem ăsta? A, e român, mă. Da? Rafa! Ce faci, boss? Yay! Mai văzi eu unul. Slader! Și alerga cu ciucit. Cred că neat alerga. Ha, hacker. Și mă borâ. Iată-mi că-și bagă huzul. Ia uite-l, mă, cu zboară! Oh. Trebuie să te aștept la orice. A mai venit un Rafael și a zis, bă, Rafael, hai să facem poză. Dar el când face poză, mănâncă un mărdaur și îi dă plasă spatele lui Rafael două săbii. Cam așa se face aici. Așa facem poză mai nou. Am primit. Intrăm în deadmatch. Tu primiști? Aia, mă, easy. GG, bă, Marius. GG. Ne-am chinuit foarte mult. Cred că două ore să filmăm un episod, dar în sfârșit am reușit. Și ne-am distrat. Rafael era foarte nervos, dar acum s-a calmat, că am avut puterea fanilor deasupra noastră. Da. Eu am fost X-Lay, dar sper să ne vedem cu un viitor episod. La revedere!